Vă rog să-mi permiteți ca în numele Societății Naționale de Gaze RomGaz, a Centrului de Documentare și Informare Gaze Naturale Mediaș, să vă urez un sincer bun venit la evenimentul pe care astăzi avem plăcerea să-l aniversăm, să deschidem această minunată expoziție într-un spațiu sobru de altfel. Iată că putem să dăm culoare, putem să dăm mult mai multă lumină. Prezența dumneavoastră aici denotă respect și apreciere față de artist. Vă mulțumesc în numele centrului și în numele lui pentru că v-ați răpit din timpul dumneavoastră să fiți alături de noi. Avem ocazia, iată, să vernisăm o expoziție a artistului plastic Ion Constantinescu. Pentru prima dată expune pe simezele centrului, sper că nu și pentru ultima dată. Despre lucrări, despre arta dânsului, am să rog pe artistul plastic Adrian Matei să vă spună câteva cuvinte. Vă rog, domnule Matei. Ceea ce Constantinescu expune astăzi, vedem o demonstrație de forță, aș putea spune, a ultimilor câțiva ani. Elemente cu tehnici diferite, vorbim întâi de elementul de forță cu care ne-a obișnuit, cu care s-a consacrat, să spun, în ultimii ani, pictura în ulei, pe de-o parte. Pe de altă parte, această tehnică a gravurii și iarăși cu distribuirea către xilogravură, linogravură, gravura în metal, elemente pe care, sigur, le stăpânește cu multă delicatețe, cu multă forță, pentru că sunt extrase o serie de linii în alb-negru, profile care sunt foarte greu de controlat fără o minuțioasă desfășurare, să spunem, a etapelor de lucru în negativ. Pentru că ceea ce se vede în gravură este, de fapt, elementul negativ și apoi un print, să spunem. Vom merge mai departe. Vorbim de element ceracolor. Iată, este o lucrare într-un stil de grafică ușor neconvențională. Aș putea spune nedefinitorie pentru Ion Constantinescu, dar este un element care scoate în evidență o altă dimensiune a sa, în partea stângă. Este un ceracolor. Și o nouă deschidere, e vorba de peisajul medieval, biserica din partea stângă. Și un element nou cu care Ion Constantinescu apare în peisajul, să spunem, artistic, este vorba de sculptură. Mărturisesc că este prima lucrare de sculptură pe care o văd și sunt plăcut surprins. Există o rezonanță. Iată, în conceptul expoziției, Ion Constantinescu încearcă să realizeze o simbioză între cele două elemente. Da, semiotica este evidentă, trimiterea acvatică, elementul, să spunem, acvatic, luntrașul, dar care intră într-o rezonanță în diagonală acestei semn cu un element noahit. Foarte interesant. O semiotică biblică în partea stângă este o identificare foarte interesantă a acelui simbol care apare într-o lucrare abstractă. Este foarte greu de spus în ce măsură o expoziție ca cea de astăzi are unitate. Dar este foarte evident că este o demonstrație a unor elemente diverse pe care Ion Constantinescu în timp le-a evidențiat și, sigur, așa cum spuneam, îi redau o personalitate a sa. Aș vrea, în mod deosebit, să fac referire la semiotica lucrărilor lui Ion Constantinescu, pentru că în lucrările, să zicem, cu nuanța abstractă, unde este un pic mai greu de decodificat ceea ce încearcă să încorporeze, să împacheteze în elementul semiotic tridimensional, numeric o dată, cromatic a doua oară, și element de sine stătător ca element simbolic de reprezentare, este foarte important de văzut ceea ce împachetează, spuneam, în aceste lucrări. Regăsim semiotica ferestrei. Un element magic, un element care știu că îl consacră pe Ion Constantinescu de câteva vreme încoace,
ca un alt fel de privire, de introspecție către sine. Fereastra este un simbol de mare forță, este un simbol filosofic și chiar un simbol inițial. Am avut, pe parcursul ultimului an, o serie de discuții cu Ion Constantinescu legată de această semiotică a ferestrei, de semiotică în general, și vă mărturisesc că ceea ce a strecurat în aceste lucrări nu este o simplă întâmplare, ci este rodul unor lecturi, a unei cercetări, a unei explorări, pe care apoi încearcă să o rezume într-un univers al său, în acest univers al artei plastice. Aș vrea să vorbesc și despre cromatică, pentru că atâta vreme cât vorbim de semiotică diversă, iată, elementele de semiotică numerologică, pe de-o parte, sunt completate de elementul cromatic. Dacă aparent cromatica este doar un mijloc de exprimare, să spunem, cu aparență pentru ceea ce înseamnă ochiul și confortul nostru imediat, suntem obligați să privim dincolo, pentru că Ion Constantinescu folosește ca un vehicul între el și receptor și această semiotică a cromaticului. Este foarte important să le putem decodifica și vă garantez, iarăși, în urma dialogurilor pe care le-am avut, el a încercat să redea, să transmită nu numai o stare de bine, ci și un mesaj pe care fiecare dintre noi, ca receptor, avem obligația, pentru conștiința proprie, să-l luăm ca atare. Practic, dincolo de dialog, atunci când avem în față o lucrare, putem decodifica, putem înțelege ceea ce a gândit artistul exact prin intermediul acestei cărți de vizită care poate să fie așezată într-o simeză sau în propria nelocuință. Retorcându-mă la elementele de gravură, vorbeam de cele trei ramificații, pe de-o parte xilogravura, este vorba de gravura în lemn, o tehnică destul de interesantă, medievală, cu un farmec deosebit. Dacă vreți, pot să dau trimiterile către Dürer, Calop. Iată, oameni care au consacrat, să spun, această tehnică a artei gravurii. Pe de altă parte, tehnica aquaforte, pe care Ion Constantinescu încearcă să o uziteze astăzi, lucrând în șpalturi de cupru. Și apoi, această tehnică a metaloplastiei, reluată, amprentată, să spunem, pe o hârtie specială, sunt elemente pe care le puteți găsi în expoziție, chiar și în cele de aici. Da, și în sală de mod. Și sigur, mai nou, să spunem, mai modern, iată, un om care, deși păstrează, să spunem, o tradiție a medievalului, știe foarte bine să se ancoreze și în contemporaneitate, uzitând, spuneam, de ceea ce poate să ofere tehnica linogravurii, considerată ușor mai facilă, dar cu o expresivitate aparte. Aparent este foarte greu de identificat diferențele între aceste trei tehnici, dar vă asigur, sunt elemente de mare finețe pe care un manualist, un artist, un bun meșter, să spunem, în ceea ce înseamnă mânuirea dălpiței și a creionului cu apă tare, știe foarte bine să vă arate diferență. Cred că este important de evidențiat că în această arie a gravurii, Ion Constantinescu nu are concurență în acest spațiu sud-transilvanean. Din ceea ce știu eu, există un singur artist sibian care între timp și-a și mutat cumva aria sa de influență către Timișoara. Iată, în momentul de față aș putea spune că este unul din puținii artiști care lucrează în acest domeniu în sudul Transilvaniei. El reiterează într-un fel prin această artă ceea ce în perioada Evului Mediu, spuneam, Evul Mediu Germanic și a țărilor de jos, era foarte apreciat. Mă gândeam dacă, așa cum începusem, trebuie să-l laud sau trebuie doar să mă gândesc la drumul său. Nu i-aș face un serviciu dacă l-aș lăuda, dar cu siguranță
este foarte important, este un combustibil, să spunem, pentru continuarea activității unui artist, ai recunoaște meritele și calitățile. În ceea ce înseamnă merite, trăim într-o lume, o știți fiecare dintre dumneavoastră, în care scara de valori este atât de confuză încât lipsește cu desăvârșire. Ne trezim în fiecare zi în fața câte unui om care încearcă să construiască ceva și dintr-o dată vedem, în foarte scurt timp, că îi se găsește un călcâi al lui Ahile sau îi se caută un călcâi al lui Ahile acelui om. Ion Constantinescu este un artist talentat. Este fericitul posesor al unui talent, iar călcâiul lui Ahile, care i-ar putea fi descoperit lui Ion Constantinescu, așa cum fiecăruia dintre noi ne-ar putea fi găsit, este ori că purtăm 47 la papuci, ori că avem părul prea lung, ori prea scurt, ori că suntem incompatibili cu lumea în care trăim. Și acest ultim element, incompatibilitatea, constă din faptul că o fire de artist este ușor altfel decât a fiecăruia dintre noi. Iată că am intrat în patetic, dar călcâiul lui Ahile, în ceea ce îl privește pe Ion Constantinescu, este sensibilitatea artistică. Și iată, uneori, când încercăm să găsim, de fapt, o culpă cuiva, este, de fapt, o calitate. Eu îl felicit pentru această calitate. Vă mărturisesc că sunt onorat pentru faptul că m-a invitat astăzi să pot să gândesc în felul lui de a gândi și am convingerea că traiectoria sa, în continuare, va fi pe aceeași cale inițiatică, cu multă încântare pentru ceea ce împlinește. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului Adrian Matei. Așa cum spunea și domnul Adrian Matei, nu am vrut să îl laud, ca să spun așa, aveți și dumneavoastră ocazia să aflați și sunt convinsă că știți câteva lucruri despre activitatea artistică a lui Ion Constantinescu, dar țin să spun că este onoare pentru Centrul de Documentare ca la un an de la deschiderea acestui spațiu să avem onoarea să găzduim o asemenea expoziție și prin aceasta prezența dumneavoastră aici. Vă rog să-mi permiteți acum să-i dau cuvântul artistului pentru a ne spune câteva vorbe. Momentul cel mai greu. Da, deci eu am vorbit cu doamna Păucean acum vreo 3-4 luni de zile. Într-adevăr, aveam în vedere să fac o expoziție aici. Nu știam exact cum să concretizeze, n-am stabilit o dată precisă. Întâmplarea a făcut să întâlnesc acum vreo 2 săptămâni o persoană deosebită din zona Rongazului și a venit cu o propunere pentru această expoziție. Atunci totul s-a dat peste cap. A trebuit să iau lucrurile un pic mai aproape. Am discutat și cu domnul director, care este director de aici, de la muzeu, cu doamna Băucean. Și am organizat această expoziție în data de astăzi. Mi-a fost destul de greu să mă hotărăsc ce să expun. Pentru că sunt convins că vă dați seama că am mult mai multe lucrări și nu știam ce să aduc. Să aduc numai ulei, am zis, dom'le, e păcat să nu pun în valoare și celelalte tehnici. Să aduc și gravură, e păcat să nu pun și pastel, măcar o lucrare, ca să se lege. Și până la urmă am hotărât să aduc și o lucrare de sculptură, cum spunea și domnul Matei, este prima lucrare de sculptură pusă într-un spațiu convențional și mă bucur că s-a deschis acest muzeu media și deci am mai văzut încă o instituție și de posibilitatea artiștilor să expune în mai multe spații oficiale și bine aranjate. Despre lucrări nu am ce să vă mai spun, a spus suficient de mult domnul Matei, nu vreau să ajungem la faza de plictiseală. Mai bine, după încheierea acestui speech, putem discuta în continuare la o cafea sau un pahar de suc sau un pahar de apă. Eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc toată și conducerii Romgaz pentru această găzduire. Aș dori să mulțumesc domnului Matei pentru prezentarea foarte elevată și foarte bună, doamnei Angela Păucean,
Și bineînțeles și dumneavoastră, și vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult pentru că ați venit și m-ați onorat la acest vernisaj. Și în primul rând și nu în ultimul rând de familie mele. Cu astea e suficient, nu este cazul să mai lungim, că putem să continuăm la o poveste după acest. Mulțumesc foarte mult!